Avem aici un Mercedes Sprinter, la care domnul Costi. Mamă, pornire. Volan șmecher. Asta scociul ăsta e pentru... Aici ai încălzire în volan și aici ai răcire în volan. Da. Da? Da. Bun. Facem test drive pentru... Cu funcție vibrare să nu adormi. Da, are funcție de vibrare să nu adormi în drum, da, da, da. Da, vă rog să trageți ca să ne urcăm, parta, parta. Să mergem în probă, domnul Costi. Așa. Frumos, elegant. Preșuri originale, mâncavaș. Ia uite. Vă rog să pune centura. Centura. Pentru că aici da, e... Da, gata, pus centura. Un driver foarte... Periculos driverul. Avem aici calculator pentru socotit marfa. Ușor, că asta e o limuzină care trebuie... Hai de bacul meu, să-mi bag piciorul. Arde-o! Dă-i! Ușor, mâncavaș. Gata, s-a dețat, vă rog. Mecherie, frate, mașină de mașină. Service de service, nu zic de mașină. Vine poliția la plană? Nu era nicio poliție, dă-i plană. Stai ușor. Poți să pleci cu drift? Cu asta? Da. Da, bă, că fiind țăranii de la munte Mâncavaș. Hai, după Skoda asta, uite-o, stai așa la varză. Ardo! Dar ce sună așa, mă? Că n-am centura. Da. Pune centura, că avem aici raliu, nu o glumă. Îl zici pasca de morți. Gata, frate. Mașina acum merge, cum ți se pare că merge? Acum ok, din nou a prins eroarea în bord. Dar ce mă, le-am pus centura și tot sună, mi-am murdărit dracu și cămașa cu asta. Gata. Nu, era defect frâna de mână. Era cu frâna de mână? Nu, senzor. De-aia nu fugeam. Senzorul e defect la frâna de mână. Stai ușor că ne urcăm pe ăsta. Bună frână! Ce să mai zici? Mașina de chisită, nene. Kilometri nu cred că are mulți. Cred că are, câți kilometri zici că are acolo? 209.000. 209.000 peste? 1.000.000. Sau 2 milioane, da? Scură de mașină, nene, așa să fac mai. Poliția ne-a văzut. Semnal stânga, că așa se face acum. Și acum semnal dreapta. Așa, respectă regulile de circulație, că uite miliția acolo. Vezi că are pistolul dreptat spre noi. Ardo, ia! Vestecă, Lichian, vestecă! Așa! Frate, mașină ca lumea, nene, dar servisul, păi tu-ți dai seama, mașina a venit praf, dar uite cum face volanul. Mașina merge drept. Mașina merge drept, dar așa face volanul, că așa e modelul ăsta. Știi, ca să nu adori pe drum, să faci plictisel și genul de boli venerice, cum am spuneam mai devreme. Ce să mai filmăm pe aici? Cel mai mult îmi plac aceste cauciucuri preșuri, originale, Artego, înseamnă Arta e Gorjul. Ia uite bucata acolo, da? Ce zici? Nu, nu, nu. Da? Pune semnalul că vin ăștia de pe noi, mi se urcă pe noi din spate. Ușor bucata, că mor! Bă, să știi că trage bine acum. Da? Dar aprinsă iar TCO-ul, iar înstinsă. Păi TCO-ul e tahograful. Asta de ce? Ai depășit viteza, deci. Ce facem? Ce facem? Marchează la parcul rece, nene! Motorul arde ceva? Are și el indicator, apa e la 80 de grade, 90 de grade. Ce vorbim? Nici un bec a prins decât parcarea, frâna de mână. Da, așa e normal la modelul ăsta. Da. Aici, aici, bomba. Vezi să nu lovești tancul. Dar nu văd, că băgați capul în oglindă. Da. Arunca cu două pietre, spart parbrezul. Merge perfect. Deci am văzut test drive cu această superbitate de mașină. Uitați. 3 milioane de kilometri. Gata.